trăit în nemurire, în care mă lăsați să vă fiu solstițiu, să vă fiu lumină, iar voi să-mi fiți pământ, să-mi fiți frumos, să-mi fiți grădina, grădina fisurilor mele. Andia pentru cei mai mulți, Diana pentru cunoscuți, gândăcel pentru ai mei, iar acum gândăcel și pentru voi, că mă simt mică, mică în fața voastră. Are ceva profund în ea, care cumva cred că trebuie să sapi un pic mai adânc să găsești. Când găsești așa ceva, de multe ori pare un diamant. Mă lăsă supărată, tot timpul are o stare așa de extaz și bucurie. Ca să înțelegeți, Alex, Vlad, Marian sunt familie. Mi-am cunoscut avea 21 de ani, de la primul rec pe care l-am avut cu Diana. Și dacă nu mă înșel, cred că primul rec a fost piesa lui Spike, Salcâmi. S-au tras 5 take-uri. Dacă nu mă înșel, cred că primul sau al doilea take a fost chiar ce auziți voi pe piesa lui Spike. De aici încolo pare simplu, dar cred că e o căutare. Cred că e o căutare, cred că și noi am căutat-o, cred că și ea ne-a căutat pe noi. Sunt aici de pe vremea când era cazul să măcar. Am rămas de unul singur încercând să par normal. Zboară timpul fără mine pe pilot automat. Tot se cred întregi la minte când de fapt au nebunii salcâmii. Ceea ce e impresionant, puțin artiști la noi care se pot lăuda cu performanța asta. Și nu mai spun că nu știu câte piese în top 10, aproape tot ce a scos a fost funcțional și hit. Pior se încadrează într-un genul muzical? Este pop. Okay. Este pop curat. Cel puțin ce face Andia este muzică pop clasică. Tot timpul Diana cred că a fost și va fi pop, din punctul meu de vedere. Un artist care duce, poate să ducă cuvinte grele, și stări deschise și stări închise, dar cumva mainstream. Ce înseamnă egotic? Vine de la egoism. Mă împinge egotic când spun asta, că e primul vers din piesa Egotic. Mă respinge cu ego-ul. Deci e o formă de individualism. Eu aș fi preferat ca IP-ul să se cheme Solstițiu. Adică așa suna, dar Diana s-a găsit mai mult în egotic. La urmă, alegerea e cea mai importantă pentru că ea transmite mesajul mai departe. Despre ce este acest EP? Care-i firul lui narrativ? Noi nu ne-am gândit la un fir narrativ în EP. Pur și simplu am creat acele piese și drept dovadă s-au și modelat așa după ce am lansat eu de-a lungul carierii mele. Pur și simplu, nu a fost nimic planificat, să știi, n-a fost nimic gândit. Ok, dar ele cred că tot se leagă, au un subiect comun, ceva overall. Vezi, au ceva, dar cred că așa pur și simplu așa a fost energia EP-ului. N-a fost nimic, ți-am zis, nimic calculat, nimic planificat. Nu am căutat piesele, hai să facem așa o piesă ca să se lege cu celelalte două. Nici pe departe, pur și simplu am avut aceste piese și s-au nimerit și aia a fost. Au o încărcătură, cam toate piesele sunt, mi se par așa mult mai intense. Astea patru pe care le-am lansat sunt grele, pentru că e de agonie. Solstițiu te înalță, egotic e pa la revedere. Și piesa Nemuritor e din nou, e una de dragoste. E o declarație de dragoste. Fiecare piesă în parte, de fapt, e extensia trăirilor noastre, a experiențelor noastre. E o colecție de gânduri, de trăiri, de experiențe pe care le-am adunat în timp. Cred că am vrut mai mult de la început, dar au rămas doar 4 solide. Eu cred că e o coremidă solidă. E concentrat, e ales pe sprânceană și să-l vedem pe următorul, poate album. Mai e un aspect pixel. Dacă sunt 6, tu mă trebuie să dai eu ia 6. Ți urmărești pe ei pe penultima măsură, da? Păi nu, e o vreau, e prima oară când am auzit că eu trebuie să fac niște măsuri înainte. Mi-ai adus mie. Tu dintr-o mie.
văzut afișul, mă plimbam ieri pe stradă și am văzut afișul. Foarte mișto arată. Da. Foarte mișto. Am uitat să vedem. Da, păi am fost atenți totuși la detalii. Contează foarte mult timpul. Ceau, seara faină. Ceau, ceau. Dăm tot show-ul de la capăt? Hai! Primul meu concert pe bilete, Andia. Și sunt foarte, foarte emoționată pentru că mă lovesc de ceva ce n-am mai făcut până acum, dar totodată sunt foarte entuziasmată că ies din zona mea de confort și am pregătit foarte, foarte multe lucruri. Avem surprize, avem invitați speciali, avem decor. Va fi o poveste. Practic, concertul se numește Garden of Dreams. Deci gândește cum va arăta sala. Emoționant! Este cel mai mare milestone personal din viața mea. Este cel mai important concert ever. Și am depus, părerea mea, foarte mult suflet și chiar sunt foarte involved. Concertul ăsta, felul în care e conceput și felul în care se lucrează la el, este ceva inedit pentru România. Ceva ce, ca și concept, nu cred că s-a mai făcut, sau nu în felul ăsta. Și felul în care se gestionează situația pe toate părțile, iar pe a noastră muzicală, este un pas destul de mare, unde ieșim cu toții din zona noastră de confort și toată echipa alături de care lucrăm. E un milestone al meu, cred. E foarte multă muncă și toată lumea muncește și e amazing ce se întâmplă acum. Mai avem un pic și ajungem la ziua Z, ca să zic așa, și e foarte multă lume și asta îmi place, că toată lumea se implică și toți pun mâna de la mână și începe să prindă culoare tot. Mi se pare unul dintre puținele concerte care chiar sunt construite și spun o poveste. Adică au un început, au un sfârșit, care și sfârșitul pornește și se termină din început, iar piesele sunt de așa natură, în așa ordine și de așa energie, te pare că chiar te uiți la un film, mai degrabă decât la un concert. Suntem ok. Încă nu suntem 100%, că de-aia e și un pic stres, că ne-am apucat, dar ne-am apucat puțin mai târziu și atunci facem pe fast forward totul. Pregătirile au fost bruște, părerea mea. Toate piesele a trebuit să le reorchestrăm. Noi inițial am crezut că o să cântăm show-ul pe care l-am și cântat de astea de două veri, eu și Petru, de când suntem aici. Și după aia mai adăugăm niște piese pe care nu le cântăm mereu în fiecare show. Sunt aceleași piese, doar că sunt un pic restructurate, mai au niște avioane, ca să le zic, niște culoare. Și multe părți din astea mici, de la o piesă la alta, și alea au durat foarte mult să le punem cap la cap. Să fim noi închegați, de fapt. Fiecare a studiat acasă și după am venit și le-am pus aici și zic ok, hai să vedem unde lucrăm. Volumul de muncă, pentru că fiind mult mai lung decât un concert normal și timpul nefiind foarte mult la dispoziție, într-adevăr, să spunem că asta a fost o provocare, că ar trebui învățat un volum mai mare de material într-un timp mai scurt. N-au fost cântate straightforward piesele, n-au fost făcute de așa fel, au fost făcute super mișto, ca să fie show, ca lumea să fie urcat așa în emoții, după aia coborâtă, liniștită și tot așa, sus-jos, și noi trebuie să executăm asta foarte bine și să știm la toate piesele, toate artificiile, surprizele pe care le facem. E greu să ții cont de toate, dar de asta ne-am văzut aici, ca să putem să ne sedimentăm cum trebuie. Se lucrează intens, se lucrează în fiecare zi și multe ore. Multe ore, mult studiu și individual. Și suntem aici, în această sală de repetiții, nu e a doua acasă, în perioada asta e prima acasă. Uite cum ne desfac, pașii tăi pe asfalt, ne pierdem și nu-i ușor, în lupa bolilor, derapăm neiertat. E un repetat și mă doare uita.
fie bombă, o să fie bombă, nu mai pot. Și e duminică, exact cu zi înainte de concert. Și astăzi urmează să se monteze scena. Ok, stai, te interesează pentru mâine. Sunt bine, sunt ușor emoționată în momentul de față. Probabil când voi intra pe scenă voi fi și mai și mai emoționată. Decorul și scena sunt absolut superbe, da. La fel. Da, păi s-a muncit foarte, foarte, foarte mult ca să oferim calitate și ca să oferim poveste. Și cum te simți atât de noi în ziua ce mai a concertului? Momentan încă mi-este un pic somn, pentru că am venit de dimineața aici, dar suntem foarte entuziasmați și foarte excited. Și încă facem probe puternice acum să sune bine diseară. Și cum te simți astăzi, în ziua concertului? Mai bine decât credeam. E bine, e strong, confident. Până acum la probe, vedem diseară. Sincer, de-abia aștept. Chiar vreau să cânt și nu să scap. Simt că o să fie super șmecher. Entuziasmat, puțin stresat, puțin emoționat, dar cred că cel mai important e că sunt nerăbdător să vedem cum o să fie, când vor veni oamenii, când se va termina decorul. Sunet din viața mea. Cum a fost? Obositor. A fost obositor, palpitant, obositor și foarte tare. Și obositor. Și obositor. Dar ne vedem diseară fresh. Și gata, s-au terminat. Într-adevăr, când intri în sală, te cuprinde așa o anumită atmosferă, intri într-o anumită poveste și da, totul e superb și de-abia aștept concertul. De-abia aștept să văd cum va fi. Foarte mișto sunetele. Mi-a neagră cel mult. Aia gen cu trenciul, mă rog, cu sacoul aia transparent, așa. Aia mi-s foarte mai bun.
De la frate, de la surori, de la grădina cu flori. Sunt emoționată. Sunt fericită, entuziasmată. Dar mai mult emoționată. Că eu am fost atrasă de muzică din totdeauna, pentru că știam că asta îmi place cel mai mult să fac. Să cânt, să... Și țin minte că îmi luam deodorantul și cântam prin casă și îmi imaginam cum... o să fiu pe mari scene și o să pot să cânt la alte persoane. Are în lucru un altul, cântă la fel de frumos ca foșnetul arinilor din pădurea Arinosul de lângă Ion Creangă și are șoapte la fel de bine ca ale Sfântului Mântuind la Mare atunci când nu produce și inundații. Inundații se vor produce în sufletul dumneavoastră, inundații de bucurie, de plăcere, de a asculta cântec popular. Să o ascultăm pe Diana Constantin. Orașul din care este originară Andia. Diana, de când era mică, ca să fiu sincer, lua un spray și cânta prin casă, prin curte și spunea tata, îmi vreau să mă fac cântăreață, vreau să cânt muzică. Cunoscându-l pe domnul Costică, prin din comuna Ion Creang, bineînțeles că am acționat prima dată la dumneavoastră. Pe Diana am cunoscut-o în anul 2007, la cea de-a treia ediție a festivalului Costică Matei Creangă. Mie mi-a plăcut de la început faptul că, deși copil fiind, ea tot timpul a simțit apropierea față de oameni, apropierea față de cei pentru care cântă. Tot respectul îl port pentru ceea ce a făcut pentru Diana, pentru că, practic, pe Diana a obișnuit-o cu scena, cu muzica și acum când a fost mai departe să cânte, e deja era adaptată cu scena, cu publicul, cu orice, n-am avut emoții. Cu toate că emoții sunt oricând, dar emoțiile alea mari le-au lăsat la rece, la Ion Creangă. Nu am avut nici ce să învăț, nici lucruri care nu s-ar preta pentru prezența ei pe scenă. Știți cum? Am lăsat-o de capul ei. Și asta mi-a fost dictat de un sentiment de încredere. Știam că ea face totul bine. Diana are un album cu 15 melodii, dreptul ei de autor, deci sunt unice melodiile. După ce a terminat înregistrările la acest album, mi-a zis, tata, eu am făcut-o pentru tine, că știu că îți place muzică populară, am făcut-o pentru comunitate, dar pentru viitorul meu vreau să fac muzică ușoară. Și am zis, gândă-te cu mare drag, noi te susținem părinții, fă ceea ce îți place cel mai tare, ca să fim mândri de tine în comunitate, în tot cei care te cunosc. Cum te simți înainte de concert? Bine, bine rău. M-am odihnit, am mâncat, am așteptat și acum începe treaba, începe nebunia. You have to be here, you had to be here. Cum ai jale, acum mi-au luat tot corpul razna, nu, dar asta se întâmplă mereu. Nu e nimic nou. Pregătiți, așa cred, aflăm imediat. Nu pot iubi absent nemotivat, iubitul meu nu mai are în ce să fac. Am fost de piatra la fel și convingerea că noi vom dura. Te-a arătat când ai respirat după un fost de piatră. Cum se fac? Am fost de piatră și convingerea, nu? Da. Pentru că ai și o virgulă pusă aici. Virgula aia cumva pentru asta e. Și aici am ies un pic false. Da. Nu știu cum să fac, cum să fac mai așa. Mai acoperit. Mai acoperit, exact. Mai acoperit un pic, știi? Să fie spargă, să pierde, să pierde mult aer în primul rând, dacă o dai așa. Da, păi da. Și la fel este și la... O să fac așa, da. Să fie efectul ăla special. Da, exact.
Joacă, se poate crea un demo și de acolo îmi pun mâna pe telefon și mă sună și îmi spun: Diana, hai de la studio că avem o piesă, hai să vedem cum iese. Sau există în alte dăți când vine deja Alex de acasă cu o anumită piesă ce a făcut-o el în intimitatea lui și așa mai departe și o registrăm în studio. Sau și altă variantă când suntem toți trei și suntem în sesiune. Avem zile mai bune și zile mai puțin bune și de obicei în zile mai puțin bune ne luăm catrafuțele și mergem la, nu știu, o terasă, bem o cafea, ne adunăm gândurile și sunt zile în care stăm efectiv de dimineață până seara pe o idee care îmi pare promițătoare. Am cu ea o glumă și zic că nu cred că e nevoie să tragem a doua oară, că dacă n-a ieșit din prima, o să iasă niciodată. Adică asta nu s-a schimbat încă, deci încă prima zi în care tragem ideea, în general, dacă n-a ieșit, nu o să iasă niciodată. Adică atât de puternic e impactul pe care îl simte ea când trage, își asumă instant piesa, știi, nu e nevoie de, nu știu, două recuri sau nu e nevoie deloc, înseamnă că nu-i piesa ei, înseamnă că nu o să o cânte niciodată. Care credeți că este acel ceva la Andrei? Este frumoasă, are o voce foarte sensibilă. Are un timbru aparte. Exact. Și în jurul ei o echipă foarte bună de management și compozitor. În câteva cuvinte. Este o voce de care cred că aveam nevoie. Sper să nu se supere toate celelalte voci din țară. Este un viitor standard în țara asta. Sper să nu se supere
toată lumea din țară și este un om care a muncit și va munci în continuare pentru că mai are foarte mult de muncă și este exact personajul care va face treaba asta și va ajunge fix genul de gagică ce va inspira mai departe alte fete la rândul lor să fie peste toată lumea. Mai ții minte când am vorbit de la interviul trecut și ți-am zis că am pus o piesă pe loop și am plâns la ea? Da. Solstițiu e. Solstițiu? Da. În sfârșit pot să spun că s-a lansat piesa. Dar inclusiv voi cred că vă surprindeți câteodată prin ceea ce faceți, nu? Da. Uite, o să spun un lucru recent acum. Am tras o piesă încă nu-i lansată și Alex Pelin a scris-o. Și o ascultam ca demo, să o învăț în studio, înțelegi? Era pe loop, ca eu să o învăț. Și am început să plâng. Am înregistrat-o, am ajuns acasă, am pus căștile în urechi pe vocea mea de data asta, că atunci era demo-ul cu Alex. Și am început să plâng iar. Și asta pe mine m-a surprins, dar hai să spun de ce. Nu am plâns, că eram tristă în momentul acela. Pur și simplu. Și într-adevăr nu am mai, clar m-am mai emoționat la piesele mele, m-am mai emoționat, mi-am mai pus așa o lacrimă, dar cumva poate când eram eu într-o stare mai vulnerabilă. Dar în momentul acesta pe mine m-a surprins cum eu plângeam la o piesă înregistrată de mine, nefiind tristă. Superb! Asta s-a întâmplat acum când... Încerc să învăț piesa Solstițiul ca să înțelegi. Consider că e un masterpiece și nu că ar fi piesa mea, că piesa aia nu e a mea. Aia o să o spun, cred că până când o să am eu 70-80 de ani. Nu e piesa mea aia. E total altceva. Clar, dacă pe mine încă mă face să plâng și am ascultat-o de N ori, e clar, piesa aia nu e a mea. E de la Dumnezeu, de la Univers, de la ce vreți voi, e... total altceva. Versurile mele preferate din Solstițiu eram o casă fără geamuri, cu ziduri verzi de iedere și ramuri. Eram o casă într-o poveste. Și practic tot refrenul acesta sunt versurile astea sunt foarte copleșitoare. Reprezintă cel puțin pentru mine renașterea, un început. M-a cam solicitat așa, nu neapărat ca timp de lucru la ea, doar ca emoții. Mi se pare că e destul de copleșitoare. Plecam acasă destul de încărcat. Mă cam storcea așa de... Cred că starea piesei e grea așa, pică greu. Piesă care te înalță, te gândești la o relație între un el și ea sau chiar și un el sau o ea, nu e nicio problemă și este pur și simplu despre iubire, de cum vreau ca tu să fii în viața mea și invers și atât, fără, în celelalte piese vorbesc un pic și despre egoism, un pic da. Dar aici e pur și simplu stare de iubire. Nimic altceva. E o declarație de iubire. Eu dau play la piesa asta, poftim dragule sau poftim dragă, asta este pentru tine. Și atât, fără alte înțelesuri. E vorba despre dragostea aia nebună, în care ai vrea să trăiești iubirea pe care o ai cu cineva în toate viețile sau în universuri paralele, dacă există ele. Din punctul meu de vedere, ca și producător, am simțit nevoia acolo să împing un pic drumsul, să o scoate în starea aia, să fie un pic mai ritmată. E important să ai și o piesă care să te ridice un pic, să te scoată din starea asta de, să zic, tristețe, da? E un melo cumva, știi? Ecotic, că e practic despre convingerea ei că el și ea voi duga, despre cum ea nu mai poate iubi absent motivat. La ce se referă asta? A iubi absent motivat. Păi, practic, când spui că iubești absent de motivat, nu mai simți că acolo e o continuare, știi? Nu mai poți să simți iubire pentru
acea persoană. Adică s-a dus. Nu pot iubi absent nemotivat. Nu mai sunt acolo în relația aceea. De aia cumva și absența. Nu mai pot să te iubesc. Nu mai simt că fac parte din această relație sau tu că mai faci parte din viața mea. Lucrurile pot merge într-o direcție, dar intervin foarte multe angoase, foarte multe frici. Jumătatea drumului, știi? Și jumătatea drumului și de ce nu întregul, pentru că nu reușești să te conectezi 100% cu persoana respectivă. Nu reușești să ajungi la capăt pentru că ai orgolii, ai opinii diferite, ceea ce e normal. Vorba despre o iubire cumva pierdută. Deja e pierdută iubirea. Deci dacă vreți să nu faceți, dar dacă vreți să încheiați o relație și nu știți cum, dați play la piesa Egotic și se înțelege automat. Cred că am lucrat ce mai mult la Egotic, nu mi-așa deloc, nu mi-așa producția. Aveam schița, dar nu ne dăm seama ce nu se legă, ce... Încă am impresia asta. Dar evident nu iau eu deciziile, le luăm împreună și am zis cu toții, băi, ok. Mie mi se pare că cred că undeva mai mergea ceva, dar nu știu ce. Și acum când stau să ascult, nu-mi dau seama ce. Începe! Hai să vă aud! Să vă aud cu piesa asta! Că ați făcut un hit! E primul meu duet ăsta și nu știu cum să mă compor pe scenă. Să încerc să nu fiu foarte rapper. Aș fi intrat cu... S-a văzut, s-a viralizat pe internet dintr-o bucățică, deci a fost strofă și refren. N-a fost toată piesa și s-a viralizat într-o zi. A fost și este superb. Deci piesa, pentru că e clar că este favorita, cred eu, de pe album. Favorita mea este Solstițiu, dar mai am ascultat-o și am cântat-o de atâtea ori până acum, încât dacă stau bine și mă gândesc acum la ea, nu mai știu care a fost primul meu impact. M-a emoționat, n-am plâns. Dar m-a emoționat. Noi când am înregistrat această piesă ne gândeam, păi, cum să facem să aducem un plus valoare piesei? Și ne-am gândit la The Lyric. Că The Lyric poate să vină cu o strofă magnifică, ceea ce a și făcut. Și a umplut acel gol din piesă și a dat culoare piesei. Eu scriu și poezie, știi, uneori. Și am momente când anumite poezii sunt pe punctul ăla de a auzi muzica din ele, dar nu o găsesc. Pentru că a fost o poezie, n-a fost o piesă. Și... E o poezie pe care am scris-o în urmă cu ceva timp, cu câțiva ani. E o poveste despre frustrări. Sunt o mulțime de motive pentru care noi am putea să fim împreună și nu... Știi, ți-e teamă să-i dai drumul, dar în același timp ți-e ciudă pe persoana respectivă că nu reușește să vadă ceea ce îi oferi tu. Cred că s-a legat cel mai repede. Am primit o idee de la Alex. Cred că în 3 ore a fost gata. Efectiv, inspirație pură, nu știu de ce. Dar s-a legat, s-a popat și apoi a venit și de Lyric. Și... Fii atent, eu când am ascultat-o prima oară, credeam că îi pun un efect pe voce. Și de fapt așa e vocea ei. Deci natural zici că are un autotune, ea în voce. Are niște floricele în voce acolo, e incredibil. Da. Plus că transmite emoție. De-aia îmi place și am făcut piesă cu ea. Adică nu e ceva rece, așa cum e în general în muzica comercială. E ceva cu suflet și asta îmi place. Cum ai descriu pe Andy în câteva cuvinte? Ambițioasă, foarte talentată, un om extrem de bun, un om extrem de serios și un munte de optimism.
A ieșit bine, a fost multă muncă în spate, dar și recompensa e pe măsură spirituală, emoțională. Ne bucurăm foarte mult că lumea s-a simțit foarte bine. Și ce simți tu când dai play acestui EP? Înainte simțeam nerăbdare pentru că voiam să se lanseze și acum că s-a lansat, sincer, mă simt mult mai liniștită față de celelalte piese pe care le-am lansat. De exemplu, față de momentul în care am lansat albumul în 2021. Aici mă simt mult mai liniștită și mult mai stăpână pe sine. Da, mai stăpână pe sine, să știi. Cuvine, e doar de experiență aici. Și cred că acum pur și simplu simt eliberare și fericire, pentru că cei de acasă pot vedea ceea ce aveam eu ascuns de multă vreme și acum e pe internet și asta mă bucură foarte mult. Mulțumesc! Ce urmează? Yeah. So it gives you tranquility, like it gives you peace. You know, you learned Romanian because you like my song, so I'm really happy and I really appreciate it. Extraordinar, asta nu pot să cred. Wow, mulțumesc! A venit Timișoara până aici? Și e Bistrița. Și când zic Andia, voi știu ți-a Andia și mai tare. Andia! Andia! Vai, Andia! Având în vedere că ai fost încă de la începutul ei carierei în industria muzicală alături de ea, cum vezi tu toată evoluția ei? Cariera ei mi se pare ca un foc de artificii, adică e, totul e foarte exploziv și e all over the place și scoatem asta și facem asta și am ajuns și aici. Foc de artificii care devine din ce în ce mai spectaculos și în momentul ăsta mi se pare că e la apogeu. A progresat foarte mult din toate punctele de vedere. Îmi place Andia cum cântă, acum, normal, mai mult decât la început. Îmi place cum s-a dezvoltat pe partea de live. E un artist fabulos pe scenă, de la sângăciile de început la ce a ajuns să facă acum. Se maturizează, crește, crește și ea, crește și proiectul. Mi se pare că totul pe un trend ascendent. Mă simt mult mai liberă. Nu că n-ar fi fost la început, dar mi se pare că are curaj. Îmi place chestia asta. Îmi place că se leagă și partea de scenă, care e o chestie foarte grea și o văd foarte implicată și mă bucur. Și-a făcut o echipă, și-a făcut o mică familie acolo. Și care a fost momentul în care ați fost extraordinar de mândru de Diana, foarte mândru de Diana? La ziua Comunii Ion Creangă, care a avut loc în 21 mai anul trecut. Revoluția de țară de onoare. Atunci am avut cea mai mare satisfacție și cea mai mare bucurie, încât am fost așa de impresionat, nici n-am stat până la sfârșitul spectacolului, pentru că, ca să fiu foarte sincer, am început să plâng și să uitau oamenii la mine. Se întreba, dar ce are băiatul ăsta? Și care-i piesa dumneavoastră preferată a ei? Scriem orice. Scriem orice? Scriem orice. De ce? Așa, simt eu că
ceva se trăiește altfel. Cel puțin așa o consider eu. Scrie-mi orice, adică Diana să scrie orice, nu mai se aude ea că e bine, scrie-mi orice și prin versuri și prin telefon, orice, scrie-mi orice. Aici ai tradus și că mă sună și când scrie un mesaj pe WhatsApp, scrie orice Diana, gândăcel, dar să fie bine, să-mi dai vești doar bune. Și ascultați constant fiecare piesă? Cu mare drag, nu este zis. Nu este zis, noi ascultăm melodii. Dacă intru pe YouTube, o melodie tot ascult. Nu se pune problema. Deci care apare pe YouTube, una, două, din alea de una, pe urmă, a doua zi sau seara, evident că ascult și de lacrimi de fericire, de bucurie. Dacă căutam... Gata, asta mulțumesc. Mulțumesc mult.